Mai de p***a, bă, Alexe, azi am avut o zi proastă la muncă. Păi ești ce over. Da. Aștept rău. Ce să faci? În sfârșit, mergem și noi acasă, că nu mai pot. Păi și eu, mă dor deja picioarele. Mă jur că zici că am fost la pușcărie, nu la muncă, vrei să termin? Păi adevărat, asta e chiar adevărat. Da. Pe la mijloc, pe acolo să... Bă, dar tu vezi că noi n-avem scaune în stația asta? Bă, da, sincer, de ba da, uite, avem scaune aici. Aici. Mamă, frate, deci mi-e un somn. N-ai idee. Bă, frate, eu sunt curios oare când o să vină sezonul 2 din Wednesday. Oh my god, bro. Oh, wow. Hell no, man. Ce ai, mă, că glumeam așa la mișto? Bă, oare au ăștia toaletă în stația asta de metro? Că mă piși pe mine. Aici. Faci, mă. Nimic. Da, văd că nu merg astea. Și că-s nefuncționale. Ce? New access cards coming soon. Poate o să meargă aparatele astea în sfârșit. Care au promis de 3 ani că ne bagă și nouă, că am străinătate. Stai așa că mai am eu două călătorii. Stai așa că mai am eu două călătorii. Hai, bagă-te. Hai. Hai, bagă și una. Haide, Alex, bă mâncați aici gura ta, nu știi să treci de o poartă? Gata, mă, gata. Bă, da, să mor eu, dar vin odată metroul ăla, că nu mai am chef. Să aștept. Are întârzi. Ia, hai să vedem aici câte. Bă, da. Unde e ăla, panoul ăla? Care pano? A, ăla unde arată când vine metroul? Să-mi bat picioarele, dacă știu. Aoleu, bă, frate, dar nu mai pot. Vine odată metroul ăla sau ce? Să mor eu, aștepta, cred că așteptăm mai de vreo 10 minute. Opa, da. Bă, cred că aud ceva, cred că aud ceva. Da, vine. Dă-te, mă, de la marginea peronului, retardatule! Oh, gata, nu. Ia uite, mamă, e rem de ăla, bă! N-am prins... Bă, stai, mă, de la marginea peronului! Hai că vine, în sfârșit. După 70 de ani. Hai, vine odată. Ia uite, mecanicul. Bă, mecanicul ăsta... A, dar de ce e Daniel Salini? Bă, eu zic să schimbăm la Grigorescu cu ăsta, că noi trebuie să mergem la Republica, mai bine schimbăm la Grigorescu, mergem cu ăsta, cu la Grigorescu. Stai, mă, dar de ce a venit fix pe linia 3, nu putea să schimbăm? Habar n-am, nu știu, habar n-am, hai să luăm pe ăsta și vedem. Hai, dracu, să mergem. Nu știu ce naiba să... Bă, dar tu vezi că e destul de aglomerat. O mică întrerupere, știu că în roleplay am zis că este aglomerat, însă, după cum se vede, nu este nici dracu cu metou, însă, prefaceți-vă și, de fapt, hai să ne prefacem că este aglomerat, pentru că, până la urmă, e un roleplay. Așa că, da, te veni la videoclip. Bă, doar pentru două vagoane e aglomerat. Pardon, bă, la ți-ai recu, păstra și voi locul. Hai să stăm aici. Stima, ascultător, trenul circulă în direcția Angel Salini. Da, nu știam, că scria pe plancardă. Mâncați-și, da. Alexei? Ți-ai luat chiloții cu maro la tine? De ce îmi pui întrebarea asta normal, că nu ce trapă? Pentru că te-ai bășit, animalule! Bă, bune! Asta era... Da, nu mai râde că pute aici să moară mama, știi că a venit o bombă nucleară. După ce că e și BMW-ul, doamne, IVA-ul ăsta stricat, vai de morții lui, te băși și tu. Dar nu, e ăsta din mijloc. Nu, doamne, că nu mai e nimeni lângă noi. Tu vezi că metrou ăsta, ia uite ce-i în vagonul ăla, omul meu. Și nu mai râde că mă enervezi. Mama, Alexe, știi ce visez eu acum? Visez cum mă duc acasă și dorm, bă, dar tu știi ce bine o să dorm, fai leu. Păi și eu ved, ce? Deja e ora 7 și ceva. Chiar dacă pe ceasurile alea arată 6, sunt stricate ceasurile alea. Bă, dar uite-te, mă, și tu că nu mai mergi IVA-ul ăsta. IVA-ul ăsta. Stai așa că e cu limită. Păi eu mă joc un joc, Metromania, pe Roblox, în timpul meu liber, nu ți-am zis? Și așa e.
Uite că-i dă tare. Eu nu, știu de ce, eu nu știu de ce a băgat răgălia asta pe, pe magistrala la 3, sincer. Păi, eu zic să vorbim un pic mai încet. De ce a băgat timp? Ce n-ai, bă? Fuuu, ia, bă, mă, iartă-i bășii. Bă, frate, dar du-te dracu de aici, de ce te bășești? Bășinosule. Hai, dracu. Eu uite-l pe ăla. Vino în coare, tardatule! Bă, nu mai râde că te bat! Mamă, ală, ce bășinos, bă, frate. Așa, că mă duc pe la el. Hai să stăm aici, că acolo e destul de aglomerat. Trebuie să stați în un minut. Bă, du-te, dracu. Deci stați în urmă. Atenție, se închid ușile. Atenție, se închid ușile. Atenție. Bă, dar eu asta n-am cu box? Mama, Alex, ce te-ai bășit, mâncați-și. O, mă, că nici nu m-am bășit, ce ai? Dacă vrei, bă. O iei prin cabină, bă, ești de bun. N-ai ce să vezi, n-ai ce să vezi, n-ai ce să vezi la cabina aia. Stai dracu cu minte, tu nu vezi câtă lume e? O, ia uite cum merge. Ține-te, bă, dă o bară ceva, retardatule. Haide, mă, că mai avem și noi puțin și ajungem acasă. Da, păi trebuie să așteptăm să vină trenul de Republica și ăla, când dracu mai vine? Ăsta nu e de Republica. E o testare și probleme, ce cui mei are. Uite-te și tu cum merge, măcar. Bă, măcar mergem acasă. Poate, bă, dar știi că pe magistrala 1 sunt BM-uri din alea. Bă, normal. Eu, bă, s-aude că scârție ceva. Da, mă rog, hai să nu mai judecăm, că astea au fost primele trenuri. Adevărat. Nu știu, hai să vorbim un pic mai încet, că se uită tot metroul la noi. Toată lumea de metrou se uită la noi. Hai că am ajuns și la un mediu. Hai că vrei am ajuns să... sau? Ce? Schimbam aici și eu în tren? Nu. Schimbam la Grigorescu, că stau bine pe scaunul ăsta. Așa, uite că am ajuns. Unirii. Frumoase Unirii. Băi, știi că au făcut o nouă magistrală, magistrala 2 aia. Când o să facă corespondență la magistrala aia? Nu știu. Că uite, încă se vede. Da, acolo. Se vede acolo. E frumos aici, bă, la Unirii. E, e cea mai frumoasă stație din tot sistemul de metrou din București. Știu. Ia, mă, hai că încă trebuie timpul. Hai. Cum a dat anunțul așa, direct. Opa, ți s-a întâmplat... Ce s-a întâmplat, mă? Băi! Stimați ascultători, vă rugăm să coborâți tren. Trenul are câteva probleme tehnice. Vă rugăm să coborâți. Bă, ce băga, bă? Bă, ia stai așa, stai puțin. Stai să scot camera. Bă, ce pula s-a întâmplat? Trenul se retrage din circulație, vă rugăm să coborâți. De ce dracu ne-am oprit? Bă, ce s-a auzit cu buicura aia? Bă! Morții mătii mea, s-a gândit șeful să-mi dea căcatul ăsta pe de tren în gură, mi-a familia lui. Ai de morții mei, ce dracu are. A luat foc metrou, bă, repte, birou de informații, trimite-ți-mi un pui mei LDH-ul că a luat. Bă, Alex, ce căcat, a luat foc metrou. Bă! Mama, mama, bă, și mecanicul ce căcat face? Nu mă, dacă tău lume. Bă, eu zic să plecăm de aici, eu zic să... Bă, stai un pic! Ce faceți? Aveți extintorul ăla? Mamă, stai așa. Doamne! Faceți ceva? Păi nu are presiune suficientă. Hai, dă-te, Alexe. Hai să fugim dracu de aici, uite câtă lume e, hai! Haide, nu pe aici, că e blocat pe aici, băga mea și***a să-mi bag.
Ce căcat facem? Ce căcat facem? Rende căcat să-mi bat picioarele. Cu iară la... Mamă, hai să fugim de aici. Eu zic să fugim că... Nu-și de aici, dă-l dracu de metru. Îmi sare pe pur... Mamă, Alexe. Mamă, ce... Oh, ce bine că... Că am scăpat. Hai de pu... Noi acum cum ne întoarcem acasă? Că s-a blocat circulația. Cred că singura variantă ar fi mai bine să mergem cu STB-ul. Mai bine mergem cu STB-ul. Păi cum facem cu STB-ul atunci? Păi hai să mergem cu 104. E aici la Colea. Și așa. Aoleu. Luăm 36-le. Până la Republica. Și după aia luăm, mergem pe jos până la noi pe stradă. Hai să facem așa. Bine, hai. Aoleu, bă, Alex, deci nu e să cred. Acum trebuie să mergem cu STB-ul ăsta. După aia mergem cu 36-le, după aia la dracu să ne ia. Că s-a blocat metro, că s-a blocat TIVA-ul ăla. A luat foc? Nu știu dacă ai văzut. Am uitat, scuze, blocat, a luat foc. Da, la ce naiba s-a întâmplat? De la ce a luat foc? De la ce? Ce naiba? Păi n-ai auzit bubuitura aia? Am auzit-o, dar de la ce a venit bubuitura la aia? Habar n-am. Uite niște cifre dacă vrei. Sunt bune. Hai, că a fost o zi lungă. No, bine, Alexe. Hai, că ne vedem mâine. Bine. Noapte bună. Bine, hai.